Complexul Muzeal de Științe ale Naturii vă așteaptă și în 2020 cu ofertele, sperăm noi, cât mai atractive pentru dumneavoastră și, bineînțeles, reînnoite. Respectiv, acvariu va avea un pavilion de pești de apă rece, adică nativi ai apelor noastre, Mare Neagră și Delta. Nu este simplu, a fost destul de dificil să organizăm și suntem în plină organizare a acestuia, fiindcă deținerea de pești tropicali presupune temperaturi ridicate. Temperaturi care se excedă 25 de grade Celsius. Ei bine, peștii noștri nu pot sta la 25 de grade Celsius, nici cei din Dunăre, nici cei din Marea Neagră sau mai ales cei din Marea Neagră. În consecință, la ieșire, în ultima parte a acvariului, ultima secție, facem o zonă de apă rece pe care o vom răci separat, interior-exterior, și în felul acesta să avem niște condiții pentru aceștia, pentru peștii de Marea Neagră în special. Vom fi, cred că, gata la 1 iunie și, în consecință, dincolo de această dată, din vară, vă așteptăm cu o secție interesantă pentru dumneavoastră, fiindcă e adevărat, peștii exotici sunt mai căutați, sunt mai interesanți, sunt mai colorați, sunt permis densități mai mari decât cei nativi, dar și peștii nativi sunt importanți, chiar dacă pe unii îi vedem în alimentări, e bine să-i vedem și în condiții, un decor apropiat de cel natural, un decor organizat de specialiștii noștri de la acvariu. La delfinariu avem în plan îmbunătățirea reprezentației în sensul transmiterii informațiilor de mediu, transmiterii informației ce ține de responsabilitatea noastră față de mediu. În consecință, veți avea nu un show, ci veți avea o reprezentație, adevăratul sens al cuvântului, în care veți învăța mai multe despre aceste animale și în care veți vedea lucruri noi. Lucruri noi pe care Florin, Dorina, Monica, Diana, Elena, împreună, antrenorii de la delfinariu, împreună vă vor prezenta cum reușesc ei să se apropie de aceste animale și cum reușesc să comunice cu ele. La Planetar avem un proiect european, un proiect care presupune achiziția unor echipamente extrem de costisitoare, extrem de utile, necesare, respectiv un planetariu hibrid. Un planetariu care va fi și digital, permițând informații, permițând prezentări didactice, dar și analogic, rămânând, să spunem așa, în sfera sensibilă a boltei cerești. Te afli ca și cum ai fi sub cerul înstelat. Pe microrezervație am organizat două pavilioane noi, unul de păsări și unul de mamifere mici. Sperăm să aducem lemurieni. Sperăm să se adapteze temperaturilor țării noastre. Să avem maimuțe, nu? În țara noastră. Maimuțe în niște condiții cât mai apropiate necesităților lor. Pe suprafețe suficient de mari care să corespundă bunăstărilor. Și pe lângă acestea vom avea un nou pavilion de păsări exotice. Un pavilion care va presupune suprafețe mai mari, suprafețe mai moderne pentru acestea. Vom face în continuare ca toate amplasamentele noastre să fie mai atractive, mai convenabile pentru vizitare, dar și animalelor. Suntem într-un echilibru vis-a-vis de suprafețe, necesitățile de suprafețe pentru animale, condițiile bune oferite, ceea ce generează reproducere și, în consecință, creșterea densității și, bineînțeles, posibilitatea ca oamenii să le vadă în niște condiții cât mai confortabile. Suntem într-o microrezervație care este adiacentă delfinariului și care trebuie să aibă, în primul rând, capacitatea de a primi un număr mare de vizitatori pe unitate de timp, ceea ce în alte grădini zoologice nu se întâmplă. Nu se întâmplă ca, dintr-o dată, 1.000, 2.000 de oameni să calce terenul microrezervației sau aleile microrezervației dintr-o dată. Peste 1.000 de oameni, poate și 2.000 de oameni. În consecință, trebuie să fim pregătiți pentru acestea. Și ne organizăm și ne dăm silința ca să fim. Spații deschise, alei largi, bănci, locuri de joacă, toate astea sunt în planul nostru. Împreună cu președintele Consiliului Județean Constanța, Horia Țuțuianu, căruia îi mulțumesc pentru participarea la investițiile anterioare și căruia îi mulțumesc pentru investiția mare ce ține de noul delfinariu care se află în lucru la Consiliul Județean Constanța și care la ora actuală se apropie de momentul atribuirii unui constructor sarcinii de a se apuca, căruia îi mulțumesc și pentru proiectul de la acvariu care este în
în funcțiune sau în lucru la Consiliul Județean Constanța în faza de achiziție, în faza de clarificări, că sunt contestații, așa se întâmplă. Cert e că vom avea și acvariu. Cert e că s-a preocupat domnul președinte și avem delfinariu mărit, vom avea delfinariu mărit și iată avem și acvariu. Un acvariu nou la intrare în complexul muzeal. Și împreună cu dânsul vom gândi proiectele pentru anul 2020 în sensul modificării aspectului intrării, în sensul creierii unor noi locuri de joacă cu tematică. Avem locuri de joacă, bineînțeles, dar mă gândesc să facem ceva cu tematică. Niște locuri de joacă cu tematică spațială în fața planetariului și un alt loc de joacă cu o tematică bio, respectiv de interacțiune cu animale, în zona Baby Zoo. Și în felul acesta să avem mai multe posibilități de relaxare pentru familiile cu copii și în special cu copii mici, care trebuie să facă să și joace, că asta este un copil, menirea lui este să și joace, că așa învață, prin joc. În ceea ce ne privește la Complexul Muzeal de Științele Naturii, încercăm să aducem noutate, să aducem o relaxare constanțeanului și nu numai, atât celui care vine în sezon, respectiv vizitatorului sezonier, dar și constanțeanului în extra sezon, fiindcă subliniez și închei prin această subliniere, funcționăm și în timpul iernii și vă așteptăm oricând.